afară, ninge liniștit. Și totuși este martie. Unde e primăvara noastră? Dar nu prea a avut sens. Dar, na. Haideți să vedem ce facem noi astăzi, dragilor. Astăzi m-am decis să-mi adun toate parfumurile Zara pe care le am. Și, spre surprinderea mea, am câteva aici, în acest coșulete. Și să vedem ce merită, ce nu. Mai vorbim și despre alte parfumuri de la Zara pe care le-am mirosit, dar nu le am. Și, în principiu, să vedem ce merită cumpărat de la Zara, dacă merită ceva cumpărat, ce părere am eu despre ele și ce fel de parfumuri sunt. Hai să vedem în continuare! Well, hello! Ce mai faceți, dragilor? Ce mai ziceți voi? Hai să vedem, o să intrăm în pâine direct, pentru că nu mai vreau să lungim clipul. Inutil, zic eu. Bine, putem să facem așa un little chit-chat, în sensul că unde este primăvara, unde este primăvara, afară este ceva de groază. Parcă vine iarna, parcă suntem în plină iarnă și noi suntem în martie. Dar cumva ne-am dorit o iarnă, știți? Și a venit și acum nu ne place. Bine, e ok, în sensul că nu s-a depus zăpada, nu sunt ometi sau ceva de genul ăsta și am mai avut noi în martie, în anii trecuți, zăpezi, cred că mai mari de atât. Deci, hai să nu ne plângem, dar totuși vreau și eu să fac parfumuri de primăvară. O să le fac, indiferent cum e vremea de afară, pentru că totuși ajungem la jumătatea lui martie și teoretic, calendaristic, cel puțin ar trebui să înceapă primăvara. Hai să vedem. Astăzi vorbim despre Zara. De ce m-am decis să fac acest clip? Pentru că am văzut un oarecare interes spre aceste parfumuri. Înțeleg de ce. Sunt de buget, intră într-un buget ok, nu rup pușculița în două, puteți să luați mai multe odată chiar și nu vă rup pușculița în două, depinde și la ce ofertă le găsiți. Sunt ușor de găsit, relativ, pentru că da, există un Zara în orice mall. Mall-urile sunt destul de des întâlnite și așa că lumea care intră în Zara pentru haine, pentru că e și foarte popular magazinul pentru haine, poate să aibă acces la parfumurile astea foarte ușor. Singurul dezavantaj ar fi că atunci când îți dorești un anumit parfum, de exemplu, e posibil, e foarte posibil să te duci la Zara și să vezi acolo o mare debandadă, depinde de magazin. Și să vezi că lipsesc niște parfumuri pe care în mod normal le-ai găsi pentru că nu au făcut restock la raft sau pur și simplu nu s-au ocupat. Mai mult se ocupă de partea de haine și am văzut că partea de parfumuri e cam lăsată așa în derivă. Și cu toate că am văzut că în Zara din AFI m-a impresionat ce display au făcut separat pentru parfumurile în colaborare cu Jo Malone. Se vede că pun accentul pe această colaborare, pe această serie de parfumuri și le-au aranjat frumos și acolo le găseai bine mersi. Dar restul, să fie cu noroc, ce pot să zic, pentru că nu știi niciodată ce o să găsești când te duci acolo, dacă găsești ok, dacă tocmai au făcut rafturile, le-au aranjat sau ai venit după ce au dat turcii iama acolo. Bun, astea fiind spuse, ce fel de parfumuri sunt cele de la Zara? Mie mi se par că sunt parfumuri de obicei inspirate de alte parfumuri. Mai puțin unele din colecția cu Jo Malone, să zicem că acelea n-ar fi, dar majoritatea sunt parfumuri inspirate din alte parfumuri cunoscute. Să zicem clone, dar nu sunt chiar clone 100%. Nu am întâlnit cea mai bună clonă, să zic că e de la Zara pentru un anumit parfum. Uneori sunt bune, alteori sunt mai puțin bune. Eu am scos toate parfumurile de la Zara din colecția mea și am zis să vă zic care este, după părerea mea, o alegere bună, o alegere așa și așa sau o alegere mai puțin bună. O să vorbim și despre parfumuri care nu sunt în colecție, pentru că am câteva pe care le-am mirosit în magazin și o să vă spun și despre acelea dacă merită sau nu.
după mine, desigur. Să-mi lăsați și voi în comentarii ce descoperire ați făcut de la Zara și ce vă place sau ce nu vă place de la Zara, că poate parfumurile de la Zara nu v-au impresionat. La persistență, la miros, la partea sintetică a mirosului, pentru că de obicei parfumurile de la Zara merg pe o parte mai sintetică, clară. Nu prea vezi nimic natural decât în anumite colecții, să zicem așa. Aici includ cele cu Jo Malone, pentru că știm că Jo Malone e cunoscută pentru parfumurile ei cu o tentă mai naturală, mai diafană, și atunci clar și-a lăsat semnătura aici în parfum și-a lăsat amprenta. Acolo o să vedem o diferență clară între parfumurile Zara și parfumurile în colaborare. Hai să intrăm în ele. Avem așa, ce parfumuri, să începem cu ce parfumuri nu merită după mine. Adică eu mi le-am luat, sunt ok ca miros. Nu aș ține în colecția mea ceva ce nu-mi place la miros, dar nu știu dacă ar merita achiziționate decât dacă le găsiți la super reducere și atunci nu faceți gaură mare în buget. Oricum nu faceți gaură mare în buget cu Zara, dar nu știu, decât să vă umpleți cu foarte, foarte multe parfumuri Zara, multe și care una nu persistă sau au mirosuri poate mai sintetici sau poate vreți altceva, eu zic să vă limitați la câteva de la Zara și să mai încercați și altceva. Nu zic că sunt cele mai proaste parfumuri, pentru că am întâlnit mult mai proaste, dar unele nu știu dacă își merită banii. Și anume, am aici trei din colecția asta, nu știu exact cum se numește, dar sunt cuburile acelea colorate. Bine, unele sunt ok, sunt apreciate, sunt frumoase. Știu că am unul la parfumuri care merită și este un cult favorite, să zic așa. Dar aici am trei parfumuri frumoase în sine, dar care eu zic mai bine v-ați duce spre alte parfumuri. Cu toate că unul este o clonă foarte bună după un parfum Chanel. Culmea, am rămas surprinsă. Începem cu acesta, începem cu Violet Blossom de la Zara. Eu îl am în sticluță de 30, am primit-o pe aceasta de la Flori, hello Flori, dacă te uiți. Măi, îmi place mirosul, n-am ce comenta. Mirosul este un floral, o vanilie florală fructată, ambrată un pic așa. Merge chiar și de iarnă, numai că persistența lui, deja la toate trei persistența e o problemă, față de ce sunt eu obișnuită, persistența nu e mulțumitoare. Dacă nu vă deranjează și ziceți, e 20 de lei, hai să-l iau, dar v-am zis, nu are sens să vă umpleți cu multe parfumele din acestea, doar dacă, de exemplu, nu știu, știți că aveți multe zile în care doriți să mirosiți frumos, dar nu pentru mult timp, e așa, mai mult stați prin casă, ok, sau vă duceți până la magazin, sau pur și simplu vă place mirosul și ziceți, aia lasă treacă de la mine că nu persistă. Da, atunci da, dar în general eu zic că mai puține din acestea ar fi mai ok. Deci Violet Blossom pentru mine ar fi un meh în sensul că nu proiectează bine. Avem o floare de cireașă, o tonka în bază, ceva floral la mijloc, un floral alb, e dulce. Dar destul de generic mirosul, adică să nu vă așteptați la ceva wow. Bine, de la Zara nu prea sunt mirosuri foarte ciudate, foarte outer, foarte nișate, să zic așa. Ce mai am aici de la Zara? Vă ziceam de acea clonă pentru Chanel Chance au Tendre. E bine, când l-am mirosit pe acesta am zis, ăsta e Chanel Chance au Tendre. Apple Juice. Ca note, n-ai nicio treabă, adică bine, are treabă pe partea fructată, dar Chanel Chance au Tendre, știți că este acel floral moscat fructat de toate, foarte feminin, diafan, foarte plăcut de mai toată lumea. Eu miros căutat, zic eu, adică multă lume caută clone și eu, sincer, nu prea am găsit clone pentru Chanel Chance au Tendre atât de
in your face, cum zic eu, adică e clar, clonă Chanel Chance O'Thunder, cine l-a avut și îl miroase pe acesta, o să-și dea seama. Are ceva măr, nu știu, grapefruit, portocale, în mijloc are o inimă așa florală, cu mai multe flori, dacă nu mă înșel, și bujor, magnolie, trandafiri, flori albe, pe acolo o grămadă de flori, chiar și violetă, cred, și e ceva pudrat. E diafan, are o bază moscată și un pic de tot demnoasă, dar, după mine, este, stați așa că mă dau aici, este identic cu Chanel Chance O'Thunder, numai că nici acesta nu persistă. Chanel Chance O'Thunder poate să ducă la undeva la 4 ore, 5 trase de păr, dar acesta nu duce la mai mult de 2 ore în care să-l simți pe tine. Și așa că, da, este o variantă de buget, pentru că Chanel Chance O'Thunder costă. Acesta micuț puteți să-l luați cu voi în poșetă și să-l reaplicați la 2-3 ore. Da, puteți să faceți și asta, desigur. Dar nu știu ce să zic. Dacă nu vreți să dați banii pe Chanel Chance O'Thunder și vreți să încercați, ziceți, e 20 de lei, hai să-l încerc. Da, un apple juice, ok. Dar, v-am zis, nu vă umpleți colecția cu... Deci nu luați numai așa ceva, pentru că în timp o să vedeți că mai mult vă frustrează, pentru că miros plăcut la început și ați vrea ca mirosul acela să mai stea un pic pe voi. Chiar dacă e ceva mai sintetic, e ok. Numai că aveți dezamăgirea că nu persistă decât 2 ore. În unele cazuri, desigur. Alt parfum care tot așa este super apreciat și super drăguț este Zara Orchid. Acesta cu capac roz, el vine într-o sticlă mai mare ca un cub îmbrăcat așa în ceva, într-o piele roz, e foarte drăguță și sticla mare, dar eu am zis să iau sticlă mică. Mi-a plăcut sticla asta, plus că le mai aveam, pe Violet Blossom, cred, înainte, și mi-au plăcut împreună, dar asta e nebunia mea. Zara Orchid miroase foarte pink, așa, foarte pink, bubbly, floral, orhidee, zic ei, da, e ceva floral clar acolo, un floral super roz, așa, cu sclipici, cu toate cele. Deci e foarte plăcut de primăvară, dar dacă ieși așa până la magazin și înapoi. Pentru că nu va ține mai mult de 2 ore pe tine. Asta e o mare frustrare pentru mine, pentru că acest parfum chiar ar fi fost reușit dacă ar fi avut și ceva persistență pe mine. Are ceva, nu știu, bergamotă, ceva citric la început, fructat, dar fructe, ceva roșii, ceva floral acolo, un floral roz, foarte girly-girly diafan. Și pe o bază lemnoasă, dar în general e foarte plăcut. Eu nu am auzit pe nimeni să zică, băi, nu-mi place mirosul de la Zara Orchid, dar singura problemă a multora este faptul că nu persistă. Deci, acestea 3, după mine, ar fi cu băgare de seamă să nu exagerați cu ele, cu numărul lor, adică. Haideți că le las aici și trecem mai departe. Mai e un parfum care, după mine, nu-l mai am în colecție, pentru că l-am dat. Sau l-am dus la țară, nici nu mai știu. Cumva nu mai e la mine acum, în casă, în momentul în care filmez, ca să vi-l arăt. Dar vă pun aici o poză, este Zara Nui sau something like that, oricum vă pun poza. Este un degrade așa de roșu, începe roșu spre negru și pe urmă se duce în roșu, roz, whatever, pe sticlă. Da, mi-a plăcut mirosul, l-am luat așa, tot așa, la impuls, pentru că eu mă duc în Zara și iau totul la impuls. De asta e bine să stau departe de Zara, pentru că eu nu mă duc acolo pentru haine, eu mă duc direct la parfumuri, despre ce vorbim. De asta vă zic să nu faceți ca mine. Eventual să le mirosiți pe toate și doar ce vă place foarte, foarte, foarte mult și considerați că merită să fie acolo, să aibă un loc în colecția voastră să-l luați. O să vă spun și ce merită, stați niște. Dar acest Zara Nui, după părerea mea, a fost drăguț la miros, nu a excelat la performanțe deloc. A fost cea mai mare dezamăgire, de-aia l-am și dat la țară sau unde l-o-i fi dat, că nu mai știu. Oricum a plecat, a făcut picioare și a plecat din colecția mea. Am luat și o butelcă mare pentru că era ieftin, era ofertă, butelca mare... Era mai ieftină decât butelca mică și a zis, de ce să iau butelca mică și să nu iau butelca mare? Da, again, nu faceți ca mine. Bun, hai să vedem un alt parfum care sunt între, merită, nu merită, depinde acum ce doriți. Bine, pentru mine a meritat clar, pentru că uitați cât am
consumat din el. Este de departe cel mai rapid băut de mine parfum, pentru că l-am luat de câteva luni, cred că are, n-are un an, nu, n-are un an. Știți că am folosit jumătate din Cheerful Attitude. E o colecție, nu știu dacă mai e acum în, nu cred că mai e, eu n-am mai văzut-o recent în magazine. Era o colecție Zara Boost My Feelings. S-ar putea să mai fie în anumite magazine. Știu că sunt mai multe, e și ceva cu acvatic, cu marea, seaside, something, something, I don't know. Dar Cheerful Attitude, mi-a plăcut sticla, cutia, era așa veselă și am luat-o, știu că am mirosit-o. A fost, da, îmi place, dar nu m-am gândit prea mult pentru că eram și grăbită și am zis, hai să mă duc la casă, să-l achit și să-mi văd de treaba mea, pentru că aveam treburi de făcut. Și așa că l-am luat pur și simplu prin învăluire și am zis, hai, tu cu mine vii acasă și vedem noi. Dar mi-a plăcut, deci nu l-am luat blind. Acasă când am ajuns mi-am dat seama că am luat iar un parfum super asemănător cu Baccarat Rouge. Da, e, are un vibe din Baccarat Rouge, să nu vă gândiți că e Baccarat Rouge. E mai mult Baccarat Rouge, mai aerat. Se aseamănă oarecum și cu Cloud, numai că Cloud-ul este mai lactonic, e mai cu cocos. Acesta nu mi se pare că are atât de mult cocos, dar e tot așa aerat cum e Cloud de la Ariana Grande, numai că este mai, mai bun de vara acesta. Bine, și Cloud, și eu Cloud l-am folosit vara, dar acesta chiar l-am dat în seriile de vară, cred că atunci l-am consumat cel mai mult. Sau când mă duceam la culcare, nu știu ce, e a bedtime scent for me și da, trebuie să recunosc că îl foloseam pe pijamale, pe mine și îmi plăcea așa să adorm cu el. Și da, pentru scopul acesta ar fi bun. Performanța lui nu e peste Cloud, nu e în niciun caz, nu se apropie de Baccarat. V-am zis, e o Baccarat, dar mai dulce, mai copilăroasă și mai puțin cu partea aia, într-adevăr, dacă nu suportați din Baccarat partea medicinală, partea de dentist, cum zic eu, și vreți ceva mult mai light de vară, da, acesta ar fi o soluție dacă îl găsiți. Și nu vă înțelegeți cu Cloud pentru că e prea lactonic, prea cremos, prea nucă de cocos poate și nu vă place. Încercați și Cheerful Attitude de la Zara, dar v-am zis, performanțele lui nu se apropie de Cloud, sunt mai slăbuțe, de-aia îl dau la culcare, dar l-am dat și ziua, e așa, e un aer pe lângă tine care plutește, nu foarte mult timp. Dar este ok. De-aia nu l-am inclus nici la cele care nu merită, nici la cele care merită. E undeva la mijloc, depinde acum ce doriți. Și ajungem la parfumuri care, după părerea mea, merită de la Zara. Pentru că ba au mirosul ok, ba copiază ceva foarte bine, că na, vorbim și de clone aici, sau parfumuri inspirate, cum vreți voi să le ziceți. Ba sunt altfel decât toate parfumurile de la Zara, sunt mai naturale. Te surprind, aici vorbim de colecția cu Jo Malone. Dar din colecția aceasta cu sticlele acestea mai înalte, nu știu exact cum se numește colecția, dar o să le vedeți că toate sunt așa foarte înalte și cu această parte aurie. Ele sunt mai ok, așa, când le țineți în mână, sunt greuțe, au fundul ăsta de sticlă foarte gros. Chiar arată ceva mai bine decât restul, ceva mai high-end, să zic așa, pentru Zara. Acesta este Vibrant Leather for Her. Știu, v-am mai vorbit despre acesta, Vibrant Leather for Her. Sunt mai multe în colecție care ar merita mirosite, o să mai spun câteva. Toate sunt clone sau inspirate după ceva. Ăsta este inspirat clar, da, clar, după Aventus. Aventus for Her, nu Aventus for Him, dar are clar vibe-ul acela de Aventus. Nu are deschiderea lui Aventus, dar niciunul nu are deschiderea lui Aventus, deci nu copiază 100% niciun parfum. Deci să vă luați gândul că o să găsiți parfumul acela perfect. Nu are același vibe ca Aventus, înțelegeți? Ba e prea arabesc, ba se duce prea multă piele și ba acea parte fructată la început e mult prea stridentă, nu e atât de fin lucrată, pentru că totuși vorbim de un parfum care costă cât costă. Te aștept să fie mai bine blendit, nu? Adică de asta și dai bani. Numai că Vibrant Leather for Her m-a impresionat în sensul că
Am zis așa, când nu vreau să consum Aventusul și să dau din el, pot să mă dau vara sau primăvara, de ce nu, cu acesta. Și eu miros foarte plăcut de pielărie, cumva simt pielea mai mult în acesta. De asta se numește și Vibrant Leather for Her. Dar la început simți nota aceea de fructe citrice, mai ales, care e foarte răcoritoare, așa te trezește la viață. Și îmi place foarte mult parfumul pentru că și persistă. E unul dintre cele mai persistente parfumuri de la Zara. O să vă arăt care e cel mai persistent din colecția mea. Cred că e pe locul 2, dar persistă mult și bine, câteodată îl depășește pe Aventus, care are și el performanțe bune pe mine, dar acesta uneori îl depășește și ca miros chiar proiectează, chiar te simte lumea și pentru asta mi-am luat un parfum de backup line. Nu cumva să nu-l mai facă, pentru că mi-a plăcut foarte mult și eu când sunt așa, mi-a plăcut foarte mult, eu mă duc cu capul înainte și mi-au parfum de backup. Cu toate că am zis să nu mai iau nicio sticlă de backup pentru că am destule, mai ales că am destule deja în folosință. Nu știu dacă mai ajung la cele de backup în viața asta, așa că trebuie să iau mai ușor cu parfumele de backup. Cred că a fost ultimul parfum de rezervă, să zic așa, pe care l-am luat. Cred că acesta a fost. Nu cred că mi-am mai luat altul. Nu știu, dar nu promit că nu o să mai iau în viitor. Da, o iau mai moale. Din gama aceasta, ce mai merită după mine, dacă vreți, tot așa, o colonă bacara mai bunicică, ar fi Red Temptation. Da, l-am mirosit. Nu am fost tentată să-l iau pentru că am deja 13 clone bacara. 13 clone bacara, eu zic că mi-ajung. I'm done. În sensul că am și originalul bacara extract, deci bacara extract și încă 13 clone. Deci mi-aș mai lua numărul 14. Cu toate că e foarte bun și Red Temptation, tot în sticlă din asta. Și mai e Golden Decade, cred, care este asemănător, foarte asemănător, de fapt, cu YSL Libre. Deci dacă iubiți YSL Libre, Golden Decade e varianta mai de buget, dacă nu doriți să achiziționați YSL Yves Saint Laurent Libre. Bun, trecem mai departe la parfumurile în colaborare cu Jo Malone, parfumurile acelea naturale. Aici am 5, pentru că mi-am mai luat unul între timp. Vă spun ce merită și ce e între. Ce mi-am luat ultimul, să începem cu el, nu știu de ce lumina s-a schimbat, dar credeți-mă, am ring light-ul aici, lumina e, soarele băgat prin ori, e horror afară și așa că lumină prea multă naturală n-avem, dar asta e, m-am apropiat cât am putut de fereastră. Bun, nu ăsta, stați așa, Ebony Wood, mi l-am luat în același timp cu Apple Juice, acela a fost, da, și cu acesta luat am în același timp. Ebony Wood, varianta Zara Emotions, prima colaborare cu Zara, prima colaborare cu Jo Malone, între Zara și Jo Malone făcută, a fost aceasta, cu această etichetă, o să le recunoașteți cu această etichetă ușor de material alb, așa, chiar și pe cele mici de 40, că aici am 40, eu nu am luat decât sticle de 40 din colecția asta, toate că la unul mai am un backup de 90, dacă mă șer. E singurul la care am backup și o să vă zic de ce. Ebony Wood pe mine m-a impresionat pentru că sunt două, trei care ies clar în evidență din colecția asta. Și pe două le am eu aici. Cred că și al treilea iese în evidență dacă doriți un floral. Dar să revenim la Ebony Wood, care miroase a lemn de abanos, a ceva spices, ceva parcă cuișoare, ceva foarte plin de mirodenie, așa, și piper, piper roz. Știu că are doar aceste trei note listate, dar normal că sunt mai multe. Este dulceag, e un abanos, e un lemn spre partea dulceagă, foarte interesant și acea parte spicy îl face foarte atractiv, zic eu, și mai îl scoate din anonimat, bine că acum a ieșit și soarele ca să ne lumineze. Și o să vedeți că iese clar în evidență din colecția asta Ebony Wood și știu că e clar iubit, deci eu zic că merită. Dacă îl prindeți în varianta de 40 de minute, nu este deloc mult, e ceva de genul
70 de lei, ceva de genul. Bine, variantă de 90 e peste 100, 120, 100 și ceva. Deci dacă considerați că îl vreți în variantă mare, nu rupeți bugetul nici acolo. Al doilea, de fapt primul meu preferat, cel care mi-a luat mințile din colecția asta și am zis trebuie să-mi iau un backup, sunt la a doua sticlă de 40, vorbim aici de vetiver pampelmus, care mi se pare super unisex, la fel și eboneud, mi se par ambele foarte bune de, și de bărbați și de femei. Nu le văd mai bune de bărbați sau mai bune de femei. Vetiver pampelmus are și o parte mai, fructată. Adică nu, să nu vă gândiți că e vetiver în față și vetiverul e mai masculin. Nu, vetiverul se simte undeva în spate, deci pentru bărbații care vor mai mult vetiver decât grapefruit, nu o să fiți mulțumiți de acest parfum, pentru că are fix invers, e raportul, grapefruitul e în față, e big in your face și mi-e place acest lucru, pentru că vara e fix ce trebuie, dar vetiverul e în spate, dă acel ceva, acel ceva pe care eu îl caut în parfumerie și l-am găsit în vetiver pampelmus, care a devenit în scurt timp preferatul meu de vară, unul dintre cele mai folosite, pentru că am dat gata o sticlă de 40. Bine, am și dat din ea cuiva ce mi-a mai rămas, am dat-o cu totul și așa că mi-am mai luat o sticlă de 40, pentru că a fost foarte bună acea sticlă de 40 când plecam undeva. N-am plecat eu foarte mult în ultimii 2 ani, dar când am plecat vara, acesta era nelipsit din bagaj, pentru că știam că va merge, mă va scoate din stare, mă va face mai happy, e genul acela happy scent și îmi plăcea foarte mult și că persista. Da, cineva în comentarii mi-a zis, nu pot să cred că zici că persistă ceva de la Zara. Da, mai persistă ceva de la Zara, nu toate, acum e cum ție norocul. Dar vetiver pampelmus pe mine chiar a persistat ceva timp. Chiar dacă e atât de natural, dar ceva acolo îl ține pe piele, nu exagerează. Undeva la un 6 ore e decent pe tine și se ține bine. O să meargă vara și la birou, vara în orice instanță cred că merge vetiver pampelmus, e un safe, te duci cu mâna spre el și alegi fără să te gândești prea mult, e din acela, din categoria aceasta și da, mai am o sticlă de 90, am intrat în ea pentru că am zis că acesta va fi mai bun de travel. Și ce mai am din prima colecție cu Jo Malone, din Zara Emotions, avem Water Lily Tea Dress, care am folosit cam atât. Este singura mea sticlă. Water Lily Tea Dress este, nu știu ce să zic, e la limită. Eu zic că merită dacă doriți un floral. Un floral foarte natural, chiar. Și ceva verde pe acolo, ceva răcoritor, pe o bază moscată. Deci e un floral diafan pe o bază moscată. Eu zic că pentru persoanele care doresc acest lucru și, nu știu, poate se îmbracă primăvara, vară, mai mult în rochii cu flori sau ceva de genul ăsta, poartă pălării de paie, nu știu, sunt ultra mega cu sandaluțe din acelea de se leagă pe picior și așa mai departe și totul e roz cu floricele. Eu zic că Water Lily Tea Dress e un parfum care te răcorește, e altceva, e ușor floral, nu e un miros care se dea afară din casă. E un miros așa diafan, cum zic eu, plutește frumos în aer pe lângă tine și îți dă un aer așa de exact persoana aia care poartă rochii florale, se duce și face chestii de genul la picnic, la eu mai știu ce. Cam asta ar fi Water Lily Tea Dress pentru mine. La primăvară o să-l folosesc, cred că cel mai mult l-am folosit primăvara, dar și vara eu cred că ar merge. Toamna și iarna mai puțin pentru că nu mă duc pe florale, dar cine știe, cine iubește florale tot anul? Persistența lui e cea care m-a făcut să zic, nu știu dacă merită sau nu, pentru că nu are cea mai bună persistență dintre cele trei din colecția asta. Dar ca miros este ok. Ce am mai luat eu? Magnificently Dubai și Creatively Shanghai. Da, știu, mi-e greu să le pronunț, nu știu exact de ce. Acestea două au fost în ultima colecție cu Jo Malone. Cam așa arată în sticlele de 40. Nu au eticheta aceea albă, dar în sticlele mari arată și mai bine. Au o etichetă nu albă, nu ca asta, nu așa să se murdărească, nu din material, din ceva, un fel de plăcuță
argintie, something, e foarte frumoasă și sticla mare, dar eu am zis să merg pe sticlele astea două mici, pentru că le am și pe restul tot așa și îmi plac mai mult. Dintre cele două, ce aș recomanda? Magnificently Dubai, pentru că este un miros ceva mai profund, ceva ușor mai greuț, dar nu foarte. Vorbim aici de o bază pieloasă, o pielărie, dar o pielărie frumoasă, o pielărie cu ceva șofran în vârf, care e simțibil din prima, și la mijloc ceva spicy, ceva nucșoară pe acolo. Este un miros de hotel cumva, nu știu de ce, asociez cu un miros de hotel, poate din Dubai, ceva mai luxos un pic, deci asta mi-a plăcut că îți dă acel feeling și persistă binișor pe piele, poate la fel de bine ca, nu știu, Ebony Wood. Eu îl văd echivalentul lui Ebony Wood cumva, cu toate că la miros nu sunt la fel, dar în colecție, v-am mai spus. Și acest Creatively Shanghai îl văd ca echivalentul lui Vetiver Pamplemousse, cu toate că nu are note în comun, dar tot așa, este un miros foarte, a zis, citrat, care mă duce cu gândul, nu știu, la un atelier, ceva, v-am mai spus, de făcut origami, or something like that, din Shanghai, are multe citrice în vârf, are ceva dulce și verde la mijloc, e verde cu totul, eu așa îl simt, și pe o bază ceva lemnoasă, dar foarte, foarte frumos. Acesta ca persistență nu duce atât de mult ca cel de la Dubai, ca Magnificently Dubai, dar și acesta este de luată seamă și de mirosit. Bine, mai sunt câteva, și New York-ul mi-a plăcut, cu toate că e cam masculin după părerea mea. Și Londra a fost florală și seamănă cu Delina, dacă nu mă înșel, dar are ceva vibe din Delina. Deci dacă vă place genul acela, mergeți pe Londra. Mi se pare că e cea mai florală, cel cu Londra, nu mai știu exact cum se numesc, au niște nume și nu le țin minte, dar abia le țin minte pe astea. Dar eu am decis Dubaiul și Shanghaiul să rămână cu mine, cu toate că și Tokyo era foarte, foarte frumos și acela, și m-am gândit la el un pic, dar nu. Hai să vedem ultimele două parfumuri care eu zic că merită, dar înainte de asta vă vorbesc despre un parfum care nu este la mine colecție, se numește Gardenia. Gardenia e, știu, foarte apreciat și persistent, e parcă în colecția aceea cuburi și este o clonă, un parfum inspirat după Black Opium de la Yves Saint Laurent. Știu că vrea să se ducă acolo, eu nu simt atâta cafea, clar l-aș alege pe YSL toată ziua, dar dacă vreți o variantă mai de buget, Gardenia e bună, din câte știu, așa zice lumea, că e clonă Black Opium. Eu nu zic că e cea mai bună clonă, dar ca persistență știu că e ok, e acolo, merită. Bun, haideți să trecem la ultimele două, ar fi din colecția asta Artisans Collection, parcă se numea. Am două, de fapt l-am și pe al treilea, dar în variantă de travel într-o sticlă pusă de mine. Am așa, am A Book Liaison in Lisbon și A Sweet Pastry in Paris. Multă lume are multe de zis despre acest parfum. Acesta este cel mai hyped up parfum din colecție și după părerea mea, bomba cu ceas, cea mai persistentă chestie de la Zara. Cel mai persistent parfum de la Zara este A Sweet Pastry in Paris. Mai ales dacă vă place vanilia, eu zic că nu puteți să-l ratați, nu știu acum dacă se mai găsește, pentru că am înțeles că e discontinuat și ea cam zburat de pe rafturi, doar la cine se decide să-l vândă, îl puteți găsi. Și A Book Liaison in Lisbon pe mine m-a atras mirosul, pentru că cumva mă duce cu gândul la ceva, un Coco Mademoiselle mult mai dulce, mult mai fructat și dulce. Are clar un început fructat cu o prună delicioasă, dar foarte, foarte dulce pentru unele dintre voi, deci dacă nu vă place genul acesta, s-ar putea să nu vă placă A Book Liaison in Lisbon. Nu mă duce cu gândul la cărți, nu mă duce cu gândul acolo neapărat. Nu știu cum miroase Lisabona, nu știu cum miroase o legătură cu o carte în Lisabona sau something like that, dar acesta clar are
are acel paciuli din Coco Mademoiselle și acea parte fructată. Are ceva pe lângă pruna aceea, cred că are și un fruct roșu ceva pe acolo. Dar pruna este destul de dulce, puteți să-l asociați cu un magiun de prune destul de dulce pe o bază de paciuli. Și persistă. Persistența lui este una bună, dar nu se compară cu persistența lui A Sweet Pastry in Paris, care a declanșat multe, nu știu, păreri în contradictoriu. Adică unii îl plac, unii îl urăsc cu pasiune, alții l-au urât în trecut și acum îl iubesc sau invers, știți? Deci creează anumite reacții. Are trei note mari și late. Vanilie în bază, multă, multă vanilie. E printre cele mai vanilate parfumuri și am destule cu vanilie, cu toate că eu nu sunt mare fană a acestei note, dar vanilia e ultra mega folosită în parfumerie, adică e folosită ca bază, e folosită ca stabilizator, să zic așa, ca prelungitor de persistență. Și înțeleg de ce, e o aromă care atrage foarte, foarte mult și dacă e făcută cum trebuie, și mie îmi place. Acesta, în schimb, este o vanilie very in your face, destul de sintetică, nu pot să vă mint că e cea mai naturală vanilie. E o vanilie, te-ai dus în bucătărie, ai tăiat o lămâie, v-am zis, ai tăiat o lămâie, au sărit stropii așa, adică o lămâie foarte suculentă, ai dat-o prin zahăr, mult zahăr, pudră sau nu, zahăr cristal mai degrabă, nu pudră, și apoi ai pus tone, tone de vanilie peste. Cam ăsta este mirosul ce v-am deschis eu acum. Da, miroase a pastry, adică a patiserie, să zic așa, sau ce rămâne în aer pe lângă o patiserie, dar nu e chiar cel mai asemănător cu o patiserie din Paris, nu știu. Cel puțin în Paris, eu când am fost, nu am simțit mirosul acesta. Am simțit mai mult miros de pâine caldă, pentru că mă duceam la boulangerie sau cum se numesc și luam pâine, baghete și așa mai departe și acolo simțeai mai mult miros de cocă caldă, cocă făcută, nu de patiserie gen cu mult zahăr. Dar cine știe, poate nu m-am dus eu unde trebuie. Numai că acesta este, v-am zis, este very in your face, very strong, foarte puternic, destul de sintetic, nu e o vanilie naturală și e o vanilie foarte, foarte dulce, care stă pe tine, oh my God, stă acolo, o dai jos la duș doar și trebuie să insisti. Dacă te-ai dat pe haine, poți să le speli de două ori și s-ar putea să nu scapi de miros. Înțelegeți ce vreau să zic? Da, Zara Sweet Paste in Paris pentru iubitoarele de parfumuri, da, soarele ăsta, iubitoarele de parfumuri gurmande și vanilate, extra mega vanilate, vi recomand, dar trebuie să-l încercați înainte, încercați o mostă de la cineva sau cumva să vă dea înainte să cumpărați o sticlă. Cu toate că acum nici nu știu la ce prețuri s-o mai găsi, dacă s-au scumpit, pentru că nu se mai găsesc, e discontinuat și știți, lumea când aude asta, hai să-l dau mai scump decât e, că nu mai pune mâna lumea pe așa ceva. Nu e o practică pentru toată lumea, dar zic și eu că asta se mai întâmplă cu parfumurile discontinuate și da, s-a transformat, are o culoare acum mult mai închisă. Dar așa se întâmplă cu vanilia, nu vă speriați. Bun, soarele se pare că îmi zice, hai, termină clipul. Eu gata, am terminat cu parfumurile de la Zara, sper că v-a plăcut. Să-mi lăsați și voi în comentarii ce părere aveți despre parfumurile de la Zara. V-ați cumpărat ceva? Vă place ceva? Nu știu, sau sunteți de părere că nu merită parfumurile de la Zara, chiar sunt curioasă. Știu că au destul de mulți fani, pentru că v-am și zis motivele pentru care cred asta și eu sunt mai întinată să încerc. Mă duc la Zara, știu, intru acolo știind că s-ar putea să ies cu un parfum, dar neapărat trebuie să le încerc. Nu aș lua nimic blind, cu toate că sunt la prețuri ok, dar nu aș mai lua blind pentru că nu vreau să mă umplu cu parfumuri de la Zara decât dacă îmi plac foarte, foarte mult. Asta este criteriul meu în ultima perioadă de a mai lua ceva de la Zara și colecția cu Jo Malone. Nu știu cum va mă atrage pentru că Jo Malone nu se găsește aici decât varianta Jo Malone, Jo Malone care nu mai e creat de Jo Malone, știți că a fost cumpărat și așa că n-am acces la Joe Loves în România și așa că
Acestea ar fi cele mai apropiate chestii de un parfum făcut de Joe, de mâinile ei. Bun, eu v-am lăsat, v-am pupat, să aveți un weekend liniștit. Nu știu ce se va mai întâmpla, suntem în așteptări așa, nu știu ce așteptări, să ne cadă drobul de sare, sper să nu, Doamne ferește, și să sperăm că va fi bine și să ne vedem în continuare de viață, pentru că nu e cazul să exagerăm cu știrile, pentru că nebunim. O luăm razna, vă spun sigur că și eu era cât pe acest o iau razna și am zis să pun un stop și cumva să încerc să-mi văd de viața mea. Bun, v-am lăsat, v-am pupat, ciao, ciao! Anin de liniștit și în casă arde focul, la li la 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 la.